Din aspirație fac colegele mele, fac doctorița Olariu, Dana Olariu și cu Șlutica Ușal și doctorița Dorina Mihailovici. S-au format, au deja mulți pacienți. E o operație, este o manevră care durează destul de mult, 4-5 ore. Și de asta am preferat să o fac. Ele sunt femei, au mai multă răbdare, sunt medici primari, toate trei, de chirurgie plastică, cu doctoratul făcut. Deci, din punctul ăsta de vedere, e siguranță maximă. Facem fie cu anestezie. Sunt multe clinici în care se face cu intumescență, adică se infiltrează o soluție care conține adrenalină și anestezic și se face, dar se injectează. Am discutat și cu anesteziștii, preferăm de multe ori să facem și intumescența asta, dar facem și cu anestezie loco-regională, peridurală sau anestezie generală. Dacă ne adresăm și membrelor superioare sau, eu știu, zonei submandibulare, rezultate foarte bune pentru grăsimea asta de submandibulară, că atunci, după ce scoteam grăsimea clasic, rămânea un surplus segmentar. Acum acesta aproape dispare, fiindcă prin efectul termic, vă spuneam, se reduce suprafața tegumentului respectiv. Deci suntem mulțumiți de procedură.